Linia de la Piața Victoriei la aeroportul Otopeni este așteptată de bucureșteni, turiști și navetiști de 10 de ani. În ultima variantă a proiectului, magistrala subterană va urma Bulevardul Mihalache și Calea Greviței ca să ajungă la Piața Presei Libere, de unde va urmări șoseaua București-Ploiești și DN1 până la aeroport. Cele mai importante stații vor apărea așadar în locuri supraaglomerate acum de transportul rutier. Cel puțin deocamdată, singura alternativă pentru cei care nu pot sau nu vor să vină cu mașina până la Otopeni este trenul. Din păcate, acesta oprește într-o haltă la 3 km distanță de aerogară, iar de aici până la avion trebuie să mai ieși microbuzul. Noul proiect va înghiți resurse uriașe de bani și răbdare. Pe lângă cele 300 de milioane de euro de la japonezi, statul trebuie să mai pună încă 700. O parte din buget va pleca de anul acesta pentru exproprieri. O cură de metro care face legătura București-aeroport va fi în curte la noi. Ești de acord? Că este banul? Dacă este banul, cum să nu meargă? Da, domnule, sunt accept. Pentru expropiere sub 700 nu. Am intrat într-o zonă, într-o perioadă de timp în care prețurile au scăzut, așa încât e probabil ca și din acest punct de vedere să fie în avantajul proiectului nostru. Mai repede, adică din vară, începe organizarea șantierelor pentru magistrala Drumul Taberei, care va consuma încă 800 de milioane de euro și 3 ani de răbdare. Dacă vă place cum arată zilele acestea traficul în zona Băneasa, mai aveți timp să vă bucurați de el cel mult un an, pentru că odată cu deschiderea șantierului până la Otopeni, DN1 va fi gătuit pe cel puțin o bandă din cauza lucrărilor, și asta până în 2016. George Buhnici, ProTV.